După ce am vorbit cu el, vin în România, acasă îmi văd băiatul. Am stat o săptămână pe acasă, două mi pare că. Am vorbit cu el, m-am întors înapoi, în Spania, că trebuia să iau niște bani de unde am lucrat. Trebuia să ajung înapoi eu acolo. M-am întors înapoi în Spania, stând de vorbă cu el la telefon, din Spania, prin mesager, pe Facebook, într-o seară, am prins mișcarea că el s-a dus cu capul la el. Și atunci i-am zis, Alexandre, recunoaște-mi acum adevărul că eu știu că tu ai bărbat. Atunci mi-a recunoscut în față că are bărbat. Ei, bun. Mi-a recunoscut. Am zis că-s chestia asta. Am ținut legătura. I-am mai trimis odată 50 de euro. I-am trimis. Și mi-a zis ca să vin acasă, să vin. Bine. M-am dus acasă la ea acolo. Am luat în serios. Paiu stătea la Laura cu o fată de-a lui Laura. Și atunci și puteți să mai dau înapoi? N-am mai dat înapoi, mi-a fost milă de el. Am prins ca să o iubesc. Și am zis că ei, asta este, merg înainte. După care, că el mi-a zis că mi-a dat părerea că făcea de 3-4 ori crize pe zi. Eu unul am mai văzut în Grecia persoane care făcea crize. Nu mi-a fost frică că eu mână de om e Alexandra, okay, ce poate să-mi facă mie, n-are ce să-mi facă. Doar dacă să fiu atent, să nu mă oare ei, ferească Dumnezeu, mi-era frică oameni buni, mi-era frică. Am stat 2-3 luni, după 2-3 luni de zile, am vrut ca să plec. Băi, nu mai stau că păsăs ceva, moare, spasea, răspund eu și nu vreau ca să-i împușcării nevinovat, copilul meu să rămâie pe drumuri, nu vreau treaba asta. În fine, dacă eu eram băiat deștept, plecam atunci, era o treabă bună. Dar eu, ca om, cu suflet bun, am rămas în continuare cu ea am rămas. Care am trăit mai misiuni. Am trăit cu ea. Și am să vă zic continuarea, că este mult de spus, și să nu fiu acuzat de problemele ei, pentru că nu eu am îmbolnăvit-o, nu eu am distrus-o. Ea este distrusă de mică, ea a avut viața chinuită de mică, părinții ei, după cum a zis ea, eu nu-i demigrez, nu zic de rău, și mi-a zis ea mie, vă zic eu vouă, vă zic, părinții ei a chinuit-o, ea a fost măritată cu unul alin, de acolo din sat, a făcut a rămas gravidă. Și părinții ei i-a zis că s-a dispărțit
de băietul ăla de Alin. Și a zis părinții ei lui Alexandra, dacă vrei să vii acasă, avortează copilul. E, săraca, nu avea unde să se ducă, să se țepe drumuri, i-a zis la părinți să ducă ca să facă avort. A făcut avort, se a primit-o, că altfel acasă nu o primea. Oameni buni, am să revin cu mai multe despre viața mea și a lui Alexandra. Vă aștept!